Bună dimineața, este ora 6, am plecat să escaladăm vârful Aton. Este încă întuneric, am fost lăsați de șofer pe o cărare pe munte și la un moment dat o să urcăm. Acum coborâm, e drumul destul de rău, cu mulți bolovan și multe pietre și destul de abrupt, după cum se vede. Ușor, ușor. Hop, 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 hop. S-a făcut ziua, am luat o pauză. Am urcat deja vreo 400 de metri. Cam așa arată traseul de urcat în sus. Și cam așa arată în partea alaltă. Spre mare. Mergem în continuare cu Maica Domnului înainte și cu o rugăciune și cu o pauză ajungem până la urmă. Am luat o pauză. Suntem la câte? La 2 ore de mers sau de câte, de cât îi mergem? Nu. O oră... Așa vrem noi să fim la 2 ore, dar suntem la oră. Am vrea... Ăsta-i traseu, urcăm. O oră și 12 minute. Puternic. 2 km. A schimbat deja un tricou? Da, 2 km. Deci, a ce spuneau prietenii tăi? Că 2000 de metri, pac, se fac. 400 de metri am mers, nu? Până bine, dacă mergeam, că am înțeles că sunt scări rulante, dar am preferat mersul pe jos. Cât e asta? Bună, că nu mă bag pe canci. Băi, și mie îmi plac. Deci îmi plac maxim, da. Că nu pot să-și fac treaba de... Dacă mă băteau ăștia... Da. O luam la vale așa. Azi e revizie. Băiatul ăsta n-a sunat, n-o fi ajuns sau a sunat? N-a sunat. Am mai oprit la o pauză. Nu e ușor, dar mergem înainte. Am ajuns pe la 800 de metri. Urcăm în continuare, trebuie să ajungem la Panaghia, la 1500, unde e un schit acolo. Și de acolo, ultimii 500 de metri să escaladăm, dar probabil că mai facem încă 2-3 ore lejer până acolo. Nu e ușor, dar senzația și peisajul și tot ce ne înconjoară, într-adevăr, grădina Maicii Domnului. Merită fiecare metru de urcuș pe piatră. Mergem înainte cu Maica Domnului. Peisaj superb. Suntem la cota 900, cred. N-am mai uitat pe altimetru. Cam așa. Cam așa arată drumul de urcuș pe pietrele astea.
Ne-am mai despărțit așa pe drum. Da, mi-am muncit pentru promovare, am făcut clip. Da, și s-a despărțit. Așa s-a dus cu ei acolo și eram undeva, urcau pe niște, pe un fel de traseu de Via Ferrata, pe trepte, nu știu ce, și te țineau de cablu și era construit deasupra prăpăstii chestia asta de sticlă cu paturile, cu tot, cu bucătăria, cu... Și un oroc era 1000 de... Și nu m-am mai dus pe munte de 10 ani și... Așa au rămas și coarda nouă o luasem și hamul nou. Acum mi-a murit și partenerul de ture cu care mergeam în ture. A murit la 48 de ani anul trecut. Nu prea merge pentru lumina mai des din cauza la nepoate de... Am ajuns la Panachia la 1500 de metri. După un traseu de 5 ore și puțin. Și o să ne odihnim vreo oră și după aia mai avem 500 de metri până pe vârful Aton. Începutul care de la Panachia, care e la cota 1500 spre cota 2033, unde e vârful Atonului. E un perete foarte abrupt, stânci peste tot dacă ai scăpat piciorul. E destul de urât și da, cu multă rugăciune și cu Maica Domnului lângă noi, o să reușim. O să izbândim și o să ajungem până sus. Am ajuns la 1800 de metri înălțime, mai avem 200 de metri pe verticală. Drumul e din ce în ce mai greu și mai stâncos, dar nu ne lăsăm și mergem până la capăt. Faceți vlog, nu? Da. Am ajuns în sfârșit după urcare de 9 ore. Suntem la 2033 de metri pe vârful Aton. A fost greu. N-a fost ușor, dar Maica Domnului a fost cu noi și ne-a ajutat și am reușit să învingem toate obstacolele. Piatră multă, periculos, bolovan mari, dacă stai unul în spate altul, poți să alunece, să cadă, să... Cam asta e. Și e obiceiul cei care urcă și ajung până la Aton, pentru că foarte puțin reușesc până aici, foarte mulți urcă doar până la Panaghia, e obicei să tragă clopotul, ceea ce voi face și eu acum. O să trag clopotul ca să... Nu mai pot să vorbesc de oboseală, dar am ajuns cu bine. Asta e important, Maica Domnului ne-a ajutat. Toți de aici care au fost cu mine au spus că au simțit o putere divină și că cineva ne-a împins de la spate ca să urcăm. Da, pune la loc. Pune la loc, pune la lumire.
Asta a fost, asta e semnalul ăsta pe aton. Îmi cer scuze pentru ultimul sau ultimele minute de filmare. Am ținut telefonul destul de strâmb, dar tot înseamnă și a fost cuvântul. Hai să mergem. Coborâm. Dacă nu se ridică norii, trebuie să stăm, că nu vezi nici la un metru, nimic, și cazi în prăpastie. Gata. Am ajuns în sfârșit la 2033 de metri. Ne-a ajutat Maica Domnului și Dumnezeu să ajungem aici sus, toată lumea cu bine și sănătoși. Și suntem foarte bucuroși și e un sentiment deosebit care ne cuprinde aici, la înălțimea asta și locul ăsta așa de sfânt unde a urcat Maica Domnului. A fost o experiență incredibilă, one time in the life, cum se zice. Vă salutăm pe toți de la Muntele Athos, de la 2033 de metri. Salutare!